Un autocamion care transporta deșeuri de carton a luat foc pe autostrada A10 din județul Alba. Vedem imagini. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii cu 3 autospeciale cu apă și spumă pentru stingerea incendiului. Nu au existat victime, dar pagubele sunt însemnate. Din tir au ars atât prima remorcă, dar și 4 paleți de carton din totalul de 10. Din primele informații, cel mai probabil incendiul ar fi pornit de la un scurt circuit.